Majoritatea suferim de un sindrom. Sindromul impostorului. Avem senzația că nu suntem atât de buni pe cât ne vă că dacă ne-ar vedea cum am fi noi și ce probleme avem, sigur ne-ar nega și n ne ar da la o parte toată lumea. Și ajungi să fii ceea ce ai fost menit să fii, ceea ce sufletul tău a venit aici pe pământ să îndeplinească. De cele mai multe ori nu ajungem la acest lucru, nu ajungem să ne îndeplinim menirea. Dar știi cine e aici și cu cine vorbesc când gândul tău este la unde te duci tu după podcast? Subconștientul cu toate programele lui destructive și în momentul în care conducem. Deci, în orice moment gândul nu e prezent unde e corpul fizic, în secunda aia a intrat subconștientul pentru că a plecat conducătorul autobuzului. Scopul pui să faci lucruri care îți plac da, de acord cu lucrul ăsta dar în drumul tău de la unde ești până la scopul pe care l-ai dacă nu ești dispus și asta scrie și în carte să faci lucruri când nu ai chef dar care sunt în drumul tău spre acel uh, scop niciodată nu o să ajungi la acel scop seara, cum vreți să îi spuneți și bine ați venit la un nou episod al podcastului Excelent de Bine. De această dată o am pe invitată pe Cerasela Rogen, care a mai fost la mine în podcast și a avut o audiență foarte bună, chiar excelentă, da? pentru că suntem la Excelent de Bine. Însă, acum vine cu noutăți, pentru că Cerasela a scos o carte, a creat o metodă și despre asta este, asta este subiectul despre care vrem să vorbim. Așa că, dragilor, haideți să pornim! Bună seara și bine ai venit, Cerasela, și îți mulțumesc că. Ți-ai făcut timp să vii. Dă-mi să-ți mulțumesc, pentru că mie îmi place întotdeauna când stau de vorbă cu tine, aflu lucruri noi și eu de la tine, este un win-win, adică câștigăm amândoi uh, și nu numai și uh, fanii tăi și oamenii care te urmăresc pe tine, care mă urmăresc pe mine, au mm. de învățat și nu numai de făcut o viață mai ușoară, mai bună, Corect. mai fericită, Exact. că suntem aici să facem o lume mai frumoasă împreună. Așa este. Spune-mi, ai scris această carte uh, Cer da. Și metoda CER. Despre ce este vorba? A, numele a venit de la faptul că an de zile am făcut o emisiune online, Gura de Oxigen, Da. și cum a devenit cumva foarte cunoscută, am vrut să conectez CER înseamnă aer... Da. Ok. Exact. Da. înseamnă Și mai am o vorbă, nu, nu este a mea, de de limită. Adică da. nici cerul cumva nu este limita atunci când te deschizi la minte, pentru că asta înseamnă dezvoltarea personală, asta înseamnă mm -hmm. să devii conștient de puterile mm -hmm. tale. Și, în momentul ăla, bineînțeles că am combinat și cu numele cerase la Rogen, că cer vine și ce? de la cerase la Rogen. Așa, super, o, o, coincidență, o, -o coincidență. foarte Coincidență și frumos, și noi, oamenii, nu știm să cerem, știm să oferim de foarte multe ori, dar am fost învățați să ne descurcăm doar singuri, ceea ce nu no. este. Da, bun și nu este sănătos. Pentru că atunci când a apărut, se zicem viața umană, dacă n-am fi fost împreună și dacă -am, nu ne-am fi susținut, nu cred că am fi rezistat în sălbăticie și în peșter. Tocmai asta este că atunci când ne susținem, ne uh, ajutăm da. și suntem împreună, avem un succes mult mai mare. Da, însă uh, am întâlnit și eu am avut o uh, destul de multe provocări din punctul ăsta de vedere, știi, să cer ajutorul, pentru că undeva la nivel subconștient, dacă cer ajutor, înseamnă că ești neajutorat, ești incapabil și trebuie să te descurci singur. Dar de fapt, ai parte de surprize uh, în sensul că acolo undeva e foarte mult lume care vrea să te ajute, vrea să te susțină. Exact, tu exact. trebuie doar să deschizi gura. Știu, <laughs> dar de cele mai multe ori, ți -mi minte, uite, eram și mm. cu fostul meu soț într-o mm. vacanță și nu ne descurcam cumva când încă nu a apărut Waze și uh, vreau să întreb, Până și la lucrul ăsta spune, nu, 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 lasă că mă descurc, lasă că mă urc lasă că mă eu descurc, hartă. adică e o hartă, mă descurc eu și ne învârteam de vreo un sfert da, de oră, da. așa. Eu cumva am avut lucrul ăsta de mică, pentru că mm. de la 11 ani a trebuit să mă descurc singură, mama plecând, tata fiind la servici, nemai având o mamă, cumva, și ne descurcând multe lucruri, chiar și ca fată, că nu da. aveam un sfat de la o mamă, a trebuit să întreb o grămadă de lucruri și mi-am dezvoltat să zic această calitate. Dar am observat la foarte, foarte multe lume și știu că învățătura, mai ales românească, este descurcăte singur, este clar. rușine să cer, nu mai spun de mame de băieți care îi învață clar, ferească sfântul să ceară, iar cerutul este înseamnă siguranță de sine. Exact. Înseamnă să ai mult mai multe șanse să găsești o soluție, pentru că este ca un, mai multe miți sunt împreună Așa. și găsesc o soluție. Și am văzut, uite, cel mai mare, cum să spun, mi cel mai mare miracol, minune care mi s-a întâmplat. Acum doi ani eram împreună cu copiii și cu tatăl copiilor să venim din Viena și și a uitat, noi era doar. o oprire și și a uitat buletinul, fimea mică, în avionul celălalt cu care am venit din Franța. Și îți să seama cum o scoți tu, prin da. vamă și de toate cele, dintr-o țară acte. în altă țară, fără niciun act. Și am întrebat, m-am dus la vame și am explicat, i-am zis că are o fel de copie pe telefon și așa, dar... Punând întrebarea, pentru că deja noi toți ne gândeam, mergem la ambasadă, să deci uitați o întâmplare reală. Ba, ba, trebuie ba. să luăm un hotel, să mergem la ambasadă, să scoatem ceva, un act ca să putem să plecăm din România. Eu aveam o grămadă de treabă a doua zi. Și ce să vezi, vame și a zis, vă ajut eu, nicio problemă, da, văd, văd că sunteți cu toți aici, văd că veniți din altă țară, că e fica voastră și că sunteți părinții și cumva, uitați-vă că am intrat și în România cu ea fără niciun act <laughs> <laughs> și am ieșit și din Austria. Adică e foarte interesant când poți să pui o întrebare, o să ai de 90% surprize, exact cum ai spus, tu, Raico, că oamenii abia așteaptă să te ajute. De ce? Să-ți spun și motivul. Da. Tony Robbins vorbește despre șase nevoi umane uh -huh. fără de care noi nu da. funcționăm, chiar dacă nu suntem conștienți de ele, chiar dacă nu le cunoaștem, o să vi le zic imediat, dar una dintre ele este să te simți. Că contribui, în exact. engleză contribușă. Da. Să dai și tu înapoi pentru că ai primit fructele și astea este. de la mama pământ, ajutor de la mama ta, și multe lucruri pe care tu le primești, simți nevoia să te simți bun. Cum poți da. să te simți bun decât atunci când cineva te întreabă și îl poți ajuta cu ceva? Exact, pe atunci simți valoarea, de fapt. Simți exact. că ești valoros, simți că. Într-adevăr, ducând acea contribuție, bă, e cineva care are nevoie de mine. Nu sunt singur pe lumea asta, ci chiar însemn ceva în viața asta. Exact. Și noi, de exemplu, și la restaurant, când vrea cineva să facă cinste, noi avem imediat tentația să spunem, nu, dar plătesc eu, da, plătesc, dar plătesc David, lasă omul ăla să se simtă de bun. Exact. Exact. El o face ca să simtă că și el este un om bun. Nu o face cu intenție. Eu nu vorbesc de lucruri troc când dai ceva să primești asta. Eu vorbesc nu, eu vorbesc de lucruri pur și simplu ca să se întâmplă. Sau cineva îți dă un cadou, hmm. că așa îi face plăcere. Și nu știm să primim lucrul ăla. Că cerutul este, este conectat cu primitul, adică sunt Absolut. împreună. Absolut. Și metoda cercă tot mai întrebat clar are niște pași foarte bine definiți. Și este diferită de tot ce există pe piață, este unică. De ce? Că rezolvi trecutul stând în prezent și fără să-i fiecare rană la rând. Corect. Urmând un, niște pași pe care ți dau în metoda cer, din prezentul tău schimbând perspectiva asupra trecutului, schimbi trecutul. Uh -huh. Corect. Și urmând acești pași, ți este mult mai ușor să nu stai toată viața să mai scoți o rană și încă o rană. N-am nimic cu alte metode, foarte da, bine, absolut. fiecare cu ce rezonează. Fiecare drumul lui dar eu într-o zi m-am supărat și am zis mă dau să stau toată viața supărată pe ce mi-au făcut alții în da, trecut da. o să stau să rezolv fiecare rană pe care nu știu că poate și în burta mamei poate și în, în, în multe alte momente și atunci da. ce fac? Haide să găsesc o metodă care clar am, am pus-o în practică cu toți oamenii cu care colaborez și lucrez și a funcționat Super. e un fel de shortcut din prezent da. să vindeci calup și să poți să pui în practică mult mai ușor Drumul ta libertatea ta spre succes da. și spre ce îți dorești. Eu am constatat că de foarte multe ori oamenii folosesc uh, aceste aspecte ca o justificare. Exact. Pentru uh, nu neapărat pentru neputința lor, ci pentru uh, lipsă de acțiune. Știi că, na, asta este. Ai punctat știi? unul din pașii din, din metoda mea, fără să știi. Așa. Și, și atunci, știi, dăm din numeri fie se aruncă vina pe karma, fie se aruncă vina pe părinții, fie că așa mi este menit, sau. Unii aleg calea, e, asta este, eu sunt mai spiritual, știi, și atunci trebuie să sufer. <laughs> asta sunt niște variante generale, frecvent întâlnite, ca și scuze și justificări pentru care stau pe loc și nu fac nimic, știi, și îmi plâng de milă. Mi-e jenă să spun, dar <laughs> viața mai spirituală și trezirea a început și la mine la fel. Așa. Adică am zis. Atâta pot că sunt spirituale și trebuie să sufăr. De ce? Că eu am râs de femeile care erau plinuțe și acum eu plătesc lucrul ăsta că sunt plinuțe, pentru că tot timpul am fost o rotăcioasă cu oamenii puțin plinuți. Și de asta sunt. Adică tot timpul am avut o scuză și o explicație că spiritualii au nevoie de protecție. Nu au nevoie de bani. Vă recunosc acum în direct. Sunt doar scuze. <laughs> Sunt doar explicații pe care mintea noastră le îmbicată, ne reușește să ne păcălească. Uh -huh. Mi-am găsit multe scuze și pentru care înainte nu făceam bani. Acum... Uh -huh. Înainte să încep să fiu coach, găseam scuze și de ce stau într-o nefericire și de ce sunt în depresie. Alții erau de vină, bineînțeles, de la mama care a plecat, uh -huh. de la soțul, de la oricine uh -huh. altcineva. Aflați că ăia sunt doar doctori, nici ei nu știu, care te apasă pe rănile de care ai nevoie să le vindeci, Ce ți fac da. un mare bine. Noi Acum. vrem doar pe aia care pun un guen pe rând. Da, dacă da. spune un guen și nu te-ai te uh, însănătoșit, n-ai curățat exact. rana, un guen o ajută la nimic. Adică oamenii bun care îi admirăm înțeleg că am vrea doar din aia. Dar și doctorii care îți dau medicamentul amar metaforic, înseamnă da. oamenii care crezi tu că te rănesc. Dar dacă n-ai avea rănile alea, tu n-ai fi stat acolo, n-ai fi atras omul ăla, că n-ai nevoie de doctor atunci da. când și ești și sănătos. nu te-ar fi durut. Exact. Și nu te-ar fi da. durut. Și așa că în metoda asta este un mod de a binecuvânta toate întâmplările pe care le-am avut știute și neștiute, dar uh -huh. are un prim pas foarte drăguț. Așa. Îți dau voie 3 minute pe ceas să te enervezi când vine o provocare care nu-ți place. Poți da. să faci bip, adică să te enervezi. Uh -huh. Dar după 3 minute descarci cortizol, că semnalizează prin sistemul nervos suprarenalele, cortizolul stă 12 ore în sânge și atunci oricât te Străduiești tu să ieși din starea aia, va fi foarte greu. Da. Starea nu este în mâna noastră și atunci, mm. când vine, când afli de o întâmplare sau este ceva care nu-ți convine, mm. provocările de zi cu zi, trei minute ai voie, în trafic, în lucru, să faci bipuri da. câte Așa. vrei, după trei minute, faci o respirație, ți iei un punct fix, bineînțeles, dacă nu ești în mașină, mm. cu excepția mașinei, mașinii, îți iei un punct fix și scoți mintea de pe șină, spunându-i acum trebuie să nu, chip nu clipim. Și punctul la fix îți întrerupe curgerea minții spre anxietate, spre frici, mm -hmm. spre a face un film pe care nu te plătește nimeni și și horror o, de da, care te, da. te speri da. singur. Și, și de obicei să nu e cu happy end. Și <laughs> da, nu e cu happy end, 99%. Iar tu ai spus o vorbă mare mai devreme, de asta ți-a mm. o parte din metoda mea. Ajungi să nu mai acționezi din cauza că dacă dai voie curgerii minții da. la acea lavă îți da. arde prezentul implicit viitorul pentru că acțiunile sunt diferite atunci când faci acțiuni datorită emoțiilor când ești emoționat ori nu vorbești ori în ori vorbești urât ori spui cuvinte de care îți pare rău ori faci acțiuni. Pentru că nu mai este în mâna ta acțiunea și decizia când ai o stare neplăcută. Și atunci această metodă da. te ajută să înveți să nu mai folosești trigărele din trecut, să le vindeci. Pentru că ieși și începi să controlezi copilul minte. De ce îi zic eu copilul minte? mintea cumva conectată cu o parte din creierul fizic este neocortexul, acea parte gri, da, crenelată așa. Da? neo înseamnă nou <laughs> da? e un fel de nou da. născut așa. și atunci trebuie să fim toleranți cu mintea când ne pune mereu în, în, în dificultate pentru că e un copil, e ca un copil care se sperie de o albină sau țipă din morceză și atunci noi nu trebuie să luăm în serios toate lucrurile astea și să acționăm conform valorilor Dau un exemplu. Mi-e frică de avion sau m-a deranjat vecina sau eu continui să respect, să o salut sau să urc în avion cu frica în brațe. Adică acțiunile nu vor fi conectate la emoțiile din momentul ăla, la anxietatea din momentul ăla sau fricile că nu sunt destul de bune pentru că majoritatea suferim de un sindrom. Așa. sindromul impostorului așa. avem senzația că nu suntem atât de buni pe cât ne vădați că dacă n ar vedea cum am fi noi și ce probleme avem sigur ne-ar nega și n ne ar da la o parte toată lumea mm -hmm. ceea ce nu este adevărat Da. este atât de fals eu am trăit 40 mm -hmm. și ceva de ani gândind lucrul ăsta mm -hmm. nu numai și când am început să fiu spiritual să mă dezvolt personal multă lume râdea de mine cu și mei și da. cu energiile mele și știu că și tu ai trecut prin uh -huh. niște lucruri de genul ăsta Mm -hmm. În viață, cred că toți avem acest impact. Da, pentru că, uh, știi cum e? Sunt culturi diferite, uh, unele sunt mai deschise, unele înțeleg aceasta. Știi, și acest termen de dezvoltare personală s-a, uh, epuizat, uh, sa epuizat, s-a. sa banalizat, pur și simplu. Acum, orice este dezvoltare personală, să faci o lărit este dezvoltare personală. <laughs> să pictezi, o, să, să pictezi scrie, Totul este dezvoltare personală. De fapt, ideea este că dezvoltarea personală trebuie să fie un continuu. De când te naști până pleci. Ceea ce înseamnă investește în tine. Investește timp, investește bani în evoluția ta. Însă, știi, adulții la un moment dat se opresc pentru că au impresia, știi... Că le știu pe toate. Sau... Da, că le-au învățat pe toate și acum trebuie să facem treaba în modul acesta. Eu de-abia după ce am terminat cu facultatea am descoperit că de-abia atunci începe procesul de învățare. Corect. Știi? În viața, și am sperat că gata, termin facultate, Uf, acum știi, plajă, soare, job, unul da. alt când colo, ia vezi, Doamne, dă cu cititul, dă cu informatul, acum și cu ascultatul și cu văzutul, suntem bombardați cu informația și înveți din ce în ce mai mult. E adevărat că uh, e foarte important să știi să și spui stop, să dozezi, că altfel îți petreci un stop timpul în învățat. Exact. Și o să crezi din nou acel sindrom impostorului. nu știu, nu sunt suficient de bun, nu știu exact. suficient de mult. Exact, cu mai multe îți dai seama că nu știi da. nimic. Însă, pe de altă parte, este și partea, uh, sunt și ceilalți care rămân acolo, știi, și uh, care au tânjit după acele valori uh, materiale umane. Nu spun că sunt rele, Dumnezeule, da? Spiritualitatea nu plătește întreținerea, nu plătește gazul, ba, da, nu -mi plătește, mie îmi plătește ce să vezi? Uh, uh, nu, nu plătește pentru că a fi, știi, oamenii au impresia că a fi spiritual e ceva de, nu, te naști spiritual. da. Intri în flota autentic, da, așa te, este. Te naști spiritual, da? Și atunci am nevoie de bani ca să plătesc gaze, curentul, salarii și așa mai departe. Da? Dar oamenii au făcut o poveste în capul lor că uh, banii nu au, banii sunt nasol și n-au nicio legătură cu spiritualitate. Spiritualitatea este, nu știu, să fii sărac, să fii cam asta. Văd ei. Din nou, știi, contextul este scuză. De ce uh, n-am succes în viața dacă... din punct vedere material? Uh, pentru că sunt spiritual. Pe mine foarte multă lume mă întreabă: de dacă tu ești spirituală, de ce cer așa mult pe oră și de ce cer bani și de ce nu ai ajuns lumea așa? Pentru că ceea ce nu se înțelege este că Universul, atunci când tu investești în tine, investește și el în tine. Când tu consider că meriți lucruri doar gratis și el îți dă lucruri. Zero. Adică, că tu, tu consider că nu meriți, că nu da. ai o valoare. Da. Și eu în momentul în care am început cursurile mele, nu aveam bani, nu mi-a dat nimeni, nu m-a ajutat nimeni. Și în momentul ăla era și criza economică, și așa mai departe, nu mai da. aveam nici job în momentul ăla. Și mi-am vândut ginelele de aur, mi-am vândut, aveam și un ceas puțin mai scump, l-am vândut și pe ăla, mi-am vândut și singura jantă pe care o aveam, să zic așa, firmată, m am împrumutat de bani. Adică atunci când vrei cu adevărat să faci ceva, simți că meriți și aș vinde din nou dacă aș fi în acea situație, care că sunt tu, da, le-am câștigat de zeci de ori, de sute de ori înapoi, tocmai uh -huh. pentru că, în momentul în care tu îți dai valoare și consider că meriți să investești în tine, și Universul consideră că merit. Dacă tu consideri că meriți doar lucruri gratuite, și Universul îți va trimite doar lucruri fără valoare. Apropo de ce ai zis uh -huh. că studiem după ce terminăm facultatea? Netali, fica mea mică anul ăsta a terminat liceu și îmi spune. Mama, abia aștept să dau bacul, că nu mai pot să stresată. Și am zis, ce aștepți tu? Să dai bacul? Hai să te învăț un lucru. Viața este efectiv un joc. Ai jucat vreodată Candy Crush sau Ferma sau vreun joc? Ce faci după ce treci primul nivel? Ce crezi că se întâmplă? Urmează de, al doilea, de, care e mai greu. De. Și după ce te distrezi și ai trecut și nivelul ăla, ce crezi că se întâmplă? Un alt nivel. Dacă nu mai ai nivel, înseamnă că ai murit. Pentru că ce nu evoluează, moare și viața nu are sens să te facă fericit. Sensul vieții este să evoluezi în conștiință, în ceea ce ești, să înțelegi mai bine lucrurile și să înveți să fii fericit în timp ce ești căutător de soluții la provocările care vin. Pentru că provocările sunt doar oportunități în care tu evoluezi, scoți calități pe care nu le cunoști și ajungi să fii ceea ce ai fost menit să fii, ceea ce sufletul tău a venit aici pe pământ să îndeplinească. De cele mai multe ori nu ajungem la acest lucru, nu ajungem să ne îndeplinim menirea, pentru că nu ne ducem în acea autenticitatea noastră. Pentru că toți, fără excepție, am fost deviați de la autentic când ți s-a spus că nu ești bun destul, că nu faci bine, nimeni n-a fost iubit necondiționat. Inclusiv Părinții ăia care, uh, vă dau un exemplu, care vor să nu plângă copilul și fac absolut orice ca acel copil să nu fie supărat, el înregistrează că e defect când e supărat, hmm. va ține în el și va încerca să fie mânios când este supărat, că nu-și acceptă supărarea, că părinții hmm. nu acceptă, că fac orice să nu mai plângă. Da. Da. Și atunci și acolo îi rănim pe copii. Și până la urmă, pe pământul ăsta este un lucru normal, este natural ca noi să ne vindecăm, este natural ca noi să ajungem în autenticitatea noastră, fără să ne mai victimizăm. Metoda cerc are așa. foarte special, este să te scoată, eu aș zice că sunt, cum sunt canalele de la televiziune. Pe pământul ăsta, așa în mare, sunt ai văzut că sunt da. niște canale mai importante, să zicem așa, uh -huh. da? Sunt două canale mari, și anume este canalul victimă agresor, care înseamnă alte ego, unde stăm cine nu suntem noi și credem cu măștile care le-am pus și da. să fim acceptați de profesori, de părinți și așa mai departe. În acest nivel, în acest canal de vibrație, de, de frecvență, nu ai cum, dacă ești victimă sau agresor, nu ai cum să ți se întâmple lucruri bune. Nu există în acea insula șerpilor, pe nivelul ăla, da. dar ești tu care te-ai dus cu liftul la subsol. Ești tu, oamenii erau acolo, ei sunt pe nivelul ăla, da? Corect. Ești tu care te duci acolo și da, ai dreptate că îți dau un cap, ai dreptate că te trădează, ai dreptate că te fură, dar ai dreptate ca și când te duci, nu știu, într-un cartier rău famat și îți dă în cap. Tu ce cauți acolo? Exact. Pentru că ei sunt acolo și ei asta fac. În momentul în care înveți să evoluezi că de asta ai venit și te duci în higher self, care înseamnă sinele tău autentic, Exact uh -huh. despre ce vorbeam, despre autenticitate, da. sinele înalt, da? Acolo nu faci nimic pentru nimeni și îți dă și casă, îți dă și colaborează cu tine și, zice, bă, dar am făcut nimic pentru ei. Așa cum ai spus, în celălalt nivel, în nivelul de altă rego, eu n-am făcut nimic și m au dat în cap, eu doar i-am ajutat, m-am sacrificat și uite ce da. urât s-au comportat, că acolo orice faci, aia e frecvența, nu există altfel de situații, altfel de oameni. Correct. Correct. În momentul în care ieși de acolo, Îți vin oameni, vor să colaboreze, vor să bage bani în business tău, vor să fie cu tine și spui, da, n-am făcut nimic pentru ei. Ai schimbat frecvența, ai schimbat canalul, dar asta e de despre așa. tine, cu tine. Tot ce e în afară, cu iertare, e un fel de desen animat. Pentru că este creat de tot ceea ce simți și gândești tu. În momentul în care ai schimbat vibrația, exact în aceeași viață, în aceeași casă, ai o altă viață. Corect. Ai schimbat Corect. frecvența, nu te mai deranjează aceleași post. Ești pe alt post și întâlnești altfel de oameni. Care Absolut. e diferența? Unul este când mă sacrific să fiu validat de ceilalți și mereu voi fi victimă Corect. Și exact. unul, când mă validez eu, dar nu sunt infatuat, adică să demonstrez ceva de eu nu mă simt important. Chiar mă simt bine în pielea mea mm -hmm. și nu vreau să demonstrez nimănui nimic. Acolo te întâlnești cu oameni care se simt bine în pielea lor, care te ajută, care îți oferă și nu vor nimic. Ai da. o altă frecvență. Și atunci, când tu te trezești că blamezi pe mama, pe tata, trecutul, pisica, bunica, guvernul, țara în care te-ai născut, gândește-te că te-ai dus la subsol, în frecvența de altă ego, și da. te victimizezi. Și acolo ți se întâmplă doar lucruri neprăcute, de la datorii, la boli, da. la pierderi la nedreptăți și, nedreptăți și mai ales da. nedreptăți. Mm. Și tu degeaba te lupți. ca și când m-ajute să am un interviu la un, nu știu, condamnat la moarte și a țipă urât la mine și vorbesc vulgar. Păi, sunt la închisoare, ce pretenție am? Adică tu te Corect. duci în acea frecvență când ți se întâmplă lucruri neplăcute și da, ai dreptate că ei nu sunt drăguți de ca și când tu te duce la munte, nu faci nimic cursului și vine și te alargă dacă te vede și spune, dar nu am făcut nimic de ce vrea să mă omoare sau să sară la da, mine, exact. este pentru că ești în acel teren. Asta înseamnă frecvență, asta înseamnă vibrații. Și e mult mai ușor să ai un dialog interior cu tine, cu niște pași pe care ți dau în metoda CER, să upăr. poți să schimbi frecvența, mm -hmm. că asta ține de un dialog interior, de cum te vezi, ce cuvinte folosești când vorbești cu tine însuți, ce cuvinte folosești despre viața ta, dacă tu spui, sunt varză, sunt blocat, nu mai pot asculți mintea care e un neocortex, care e copilul, care te ghidează copilul la ce ai de făcut. Păi el a vrea să mănânce o pizza și bomboane, da. să le duci la film și să te în viața. Și noi avem scuze, dar ce ne salvează și ne vindecă nu este fiecare rană, pentru că nu le putem ști, Raico. Avem nevoie ca lup să ieșim din terenul laminat, că minele se dezintegrează singure dacă nu le mai agităm, mm -hmm. și să mergem într-un teren sănătos. Că trecutul cu adevărat... Nu există. Dar nu că n-a fost. E în mintea ta în prezent ca un gând despre Correct. acel trecut. Cu viitorul, Correct. e un gând al tău despre acel viitor. Dar exact. că ești în corpul tău, în prezentul tău, care ai un gând despre ce s-a întâmplat în trecut. Da, trecutul tău e un exact. gând. Uh, da, este un gând, este o emoție pe care o, o retrăiești repetitiv la prezent. Exact. Și atunci. A... Creierul și mintea ta și subconștientul tău se vor comporta în concordanță cu ceea ce îi dai, cu ce îi hrănești. Că și nu at... face diferența. Subconștientul nu. este un lucru nu. extraordinar. Nu. Subconștientul nu face diferența între trecut, prezent sau viitor, dacă lucrul a se întâmplă sau doar îl gândești. Da, și creierul nostru trește doar în prezent. Știi, El cu creierul nu trea, poate dar, să plece niciunde. Ideea unde. este ce îi dau acum. Știi? Exact. Ce dau, că dacă eu stau de vorbă acum cu tine, dar gândul meu este în altă parte, atunci nu sunt aici, sunt nu. în altă parte. Dar știi cine e aici și cu mm. cine vorbesc când mm. gândul tău este la unde te Ia, duci tu după zi. podcast? Subconștientul cu toate programele lui destructive oh. și în momentul în care conducem. Deci în orice moment mm. gândul nu e prezent unde e corpul fizic, în secunda aia a intrat subconștientul, pentru că a plecat și conducătorul autobuzului și să se conducă cineva, că tu te gândești ce mănânc, unde mă duc, cu ce mă îmbrac. Deci când gândul nu este aici, în podcast cu Raico, în care vorbim lucruri interesante despre cartea pe care am scris-o, despre viața ta, că, și tu dai exemple din ea și așa mai departe, în secunda aia a intrat subconștientul și nimic din ceea ce este aici, nu mai aud bine, nu mai răspund Cor din subconștient cu programele aferente. Corect, corect. El oricum este prezent în viața Da, absolut. E, știi, ceea ce mă strădesc de fiecare dată să l explic cu oamenilor este că există această poveste, e din subconștient și deodată, și se formează imaginea subconștientului în asol. Nu, subconștientul este perfect, pentru că gândește dacă ar trebui să mă gândesc la fiecare mișcare pe care o fac, da? ca să să o procesez conștient. E formidabil că există acest subconștient unde totul este automatizat. Dar ideea este când acele automatisme încep să-mi strice zenul, cum să spun, da? mulți dau din numeri da? și zic asta este și subconștientul e o luptă întreagă în loc de fapt și asta mă străduiesc prin tot ceea ce fac să învăț oamenii să înțeleagă că de fapt trebuie să fie o colaborare, Hai nu să luptă. vă explic, dragii mei, ce înseamnă lipsa de subconștient. Subconștientul are un ram foarte mare, adică infinit, tot ceea ce Repeti suficient, rămâne acolo forever, poți să-l schimbi, dar tot așa prin repetiție și uh, susținere. Dacă n-am avea subconștientul, fiecare dimineață ar trebui să înveți din nou să mergi, ar trebui din nou să înveți să vorbești. Ar Corect. trebui să înveți toate informațiile pe care le-ai repetat și ți-au rămas în minte, De deci ai luat de la capăt ca un bebeluș în fiecare dimineață. Ar trebui să fim foarte recunoscători subconștientului că odată ce ai învățat să mergi la 11 luni, vei merge toată viața. Odată ce ai învățat să scrii, vei scrie toată viața. Și atunci subconștientul este extrem de important și nu numai vă uitați la el în fiecare dimineață. De ce? Subconștientul e corpul fizic. Este memoria celulară din celulele fizice care formează corpul. Deci corpul subconștient are mâini, are picioare. De asta, de exemplu, dacă ai o dependență, voința ta este să te duci la sală, dar corpul care nu are programul să te duci la sală îți pune o telecomandă mână care are mâini sau un joc sau un computer și zice asta am eu program, asta faci. Ba, ba, ba. Subconștientul ha. este din cauza care ramul mare, 95% în arcul de 16 ore pe zi intră subconștientul pentru că noi suntem ocupați să gândim și când gândim intră subconștientul automat și avem 4-5 minuțele pe zi, momentele în care suntem conștienți de ce gândim și acolo este magia. Da. Picătura chinezească, baby steps în secunda în care 1% îmi schimb gândul pe care l-am surprins că nu e unul care mă împuternicește. De exemplu, sunt obosită, mă simt blocată, mm -hmm. n-am chestia să mă duc acolo. Sunt gândul care nu te împuternicesc. În secunda care ai schimbat acel gând și doar îți spui fără să crezi, am energie, pot să fac lucrul ăla, am promis, mă duc și fac acțiunea conform valorilor acolo începi să creezi alte programe, dar nu ai decât pași mici, pentru că dacă 95% nu ești prezent la viața ta și nu ești, că gândești deci da. secunda în care gândești gândul tău e ca și când e afară, nu mai e prezent aici s-a dus în interior uh -huh. păi nu mai e nimeni la volan trebuie să vină subconștientul imediat care știe ce să spună, știe ce să facă dar Absolut. doar din programele lui Exact. Și astea sunt dependențele. Dependențele mm -hmm. sunt plăcerea care acoperă durerea pe care n-am știut să mm -hmm. o uh, gestionez, gestionez, să o vindec. Mm -hmm. Toți, toate dependențele, chiar și de putere, chiar și de sală, de sala de sport, tot ce este dus peste este plăcerea care pe moment e o plăcere. Mâncarea, sex, da. uh, social media substanțe interzise, alcool, ele sunt doar plăcerea de mamă. Majoritatea spun, dar mie îmi place să fac asta. Da, dar e plăcerea care ți-a acoperit durerea și pentru că durerea persistă și nu e rezolvată, persistă și dependența aia. Da, adică în condițiile în care este dependență, că sunt unele chestii care îți plac să le faci, dar nu sunt dependențe. Lucrurile care îți plac și le faci cu moderație, da. te duci la sală, de dori pe săptămână, mănânci sănătos, dar când ești deja obsedat, obsedat și mănânci numai da. furnici și bețe mm. și nu știu ce... Dar uite că, de exemplu, unii spun că... Um, dacă ai niște vise, adică dacă se ai dorințe... Să devii obsedat de visul ăla, da. da. Să devii obsedat, Dar, știi? Dacă are un rezultat pozitiv, că obsedat de visul ăla da. să devii sănătos, să devii de succes, uh -huh. da. Dar când te obsedează să bei un pahar de alcool și te obsedează să mănânci dulciuri și te obsedează <laughs> lucruri care au devenit o dependență sau uh, orcoholic, adică uh -huh. muncești 20 da. de ore pe zi da. și ajungi la da. burnout. Și atunci ideea este, de fapt, să distingi se distingi foarte bine între lucruri și cred că nimic dus peste o extremă, ca și religia, ca și dreptatea, orice lucru îl duci puțin peste limita în care te simți bine, te vine un lucru care te pedepsește, de fapt. Da. Așa este. Nevoia așa este, de, de dreptate da. este una din cele mai grele, pot să spun, mm -hmm. din care placă războaie, despărțiri, bătăi. Uh... Da, și tot la masa negocierilor ajungem. Da. Știi, e foarte interesant că, simte, -mi când era războiul uh, în Iugoslavia și au murit prea mulți oameni. Corect. Și pentru penedrept. niște orgolii. Exact. Pentru, pentru niște orgolii a unora da? Uh, și până la urmă tot la masa negocierilor s-a ajuns. Pentru că războiul nu se și fiecare câștigă războiți. cu pușca exact, în exact, mână. Exact, exact. Și doar uh, și atunci orice război și puneți acest cuvânt între ghilimele, fie că te războiești cu nu știu, amintirile cu, tale. cu concurența Vede? ta, dacă ești antreprenor, fie că te războiești cu amintirile tale și cu tine însuși, în, în, Însuși, e însuși, ok. Așa. Însuți. Ah, însuți, mersi. Uh, Tot până la urmă ajungi la masa negocierilor și atunci cred că decât să te războiești, așează-te de la bun început la masa negocierilor. Eu ți-aș spune mai mult decât atât, gândește-te bine când cauți dreptate, există o singură excepție de la regulă ca orice regulă, mm -hmm. dacă ești la tribunal. Dar noi nu vorbim despre asta, nu. acolo trebuie să-ți demonstrezi da? vorbim de viața de zi cu zi. Mm. Cine caută dreptate nu va avea iubire și, în general, bani, uh -huh. mai ales iubire. Pentru că va avea doar dreptate. Că dreptatea pe care o avem este doar perspectiva ta pe care ai băgat-o într-un borcan și ai forțat-o și nu te mai scoate nimeni din borcanul ăla să te convingă că n-ai dreptate. Deci e clar că e perspectiva ta către o altă perspectivă de altcineva care a băgat într-un alt borcan, o altă dreptate și nu e dispus da. să-ți asculte pe aia din borcanul tău. Și deci, cum vine vorba? Românesc că mor, mor cu dreptate. mână. Mor cu dreptatea mână. Și atunci, în loc de dreptate, ce am putea să punem? Armonie. Dacă, de exemplu, ai fi soțul meu, noi și ne certăm. În loc să caut dreptatea, chit că o am. Caut armonia cu tine, că vreau să rămân cu tine. Dacă ești prietena mea și poate spui o prostie, îți spun, lasă că o să vezi tu, una îți lasă, un altă parte în istorie că nu e așa, De dar știi că țin la tine și că tot ești chiar haioasă. Adică e un alt mod când tu cauți dreptatea și o și impui și când tu cauți armonia cu oamenii din jur. Când tu cauți armonia în situații conflictuale, se rezolvă mult mai ușor ai o viață mult mai ușoară și ai compasiune pentru cei care consider tu că n-au dreptate. De exemplu, un câine care te latră, el are dreptate că ai trecut în dreptul gardului lui, ce ar însemna să și tu în fund să-i latri înapoi, că ai dreptate de ce te-a da. Lătrat, da? da? Adică cam asta este dreptatea. Dreptatea nu există o singură perspectivă asupra ei. Și trebuie să înțelegem că avem doar o perspectivă asupra unui lucru și că dreptatea ne duce la războaie, dreptatea wow. ne duce la certuri, la despărțiri. Nu îți aduce absolut nimic bun. Absolut nimic. Bun. În schimb armonia ți-aduce o viață ușoară, ți-aduce claritate, creativitate, îți aduce reacții mult mai bune. Că singurul loc unde noi avem control este gândul nostru, cum ne raportăm la lucruri. De la gând pleacă emoția, nu mai este în mâna ta emoția creează stare, nu mai este în mâna ta, starea creează decizii noi credem că este în mâna noastră, dar gândește-te ce decizie când ai o stare proastă corect, și gândește-te, deci clar nici aia nu mai e în mâna ta acțiunile la fel sunt o consecință a deciziilor și deci rezultatul material este doar o consecință, singurul care este sămânță și de acolo pleacă tot este gândul, gândul este o sămânță care noi îl plantăm în fiecare zi și mulți mă întreabă da, dacă gândul creează. De ce când mă gândesc la un elefant nu apare? Să-ți explic, apare, dar apare o sămânță a ceea ce înseamnă elefant. Și dacă o continui și te obsedezi. Gândul cum ai este doar bine? spermatozoidul, exact. hai să-i zic așa. Știi? <laughs> și atunci noi nu dăm importanță pentru că aruncăm o grămadă de semințe pe care nu le vedem, dar o sămânță aruncată des aceeași se prinde și vei mânca mai târziu fructele alea amare și ai și uitat că ai tot gândit-o că ești blocat că nu e, ție, nu ți iese, că tu ești sărac că ți frică de singurătate alea sunt semințe toate și în special când accepti semințele altora adică asta nu mai zic că tu crezi o grădină știi ca un actor secundar în filmul altuia, grădina altuia în grădina ta, care nu face niciun sens. Noi înțeleg când suntem mici că întrebăm mama fac bine, tata e ok, domnul profesor a ah. scris corect, dar de la anumită vârstă de adult, asumați lucrurile și devină asumat și responsabil să-ți propria grădină indiferent că mai pui o bălărie. E băleria ta, e ok, poți să o și scoți pentru că e a ta. Dar când o pui de la altul și știi că a pus-o altul, că te-a învățat el cum e mai bine, iar noi românii avem un sport național, să credem că știm bine la altora. A. Și dăm la sfaturi, noi nu ne-am rezolvat pe noi, dar suntem convinși că îi rezolvăm pe ceilalți cum să se poarte, cum să vorbească, ce trebuie să facă în business. Da, da. Am, am auzit și aș că vrea să ne lăsăm stii? de sportul ăsta și să ne ascultăm propria voce interioară. La moment dat, pentru că acum mulți ani, știi, când România a intrat în Comunitatea Europeană, mulți spuneau, e gata, acum este sfârșitul Comunității <laughs> Că noi rezolvăm pe toți. <laughs> exact, acum mai rezolvăm pe toți, da. da. Românul are senzația că le știe pe toate, nu ne specializăm în nimic mm -hmm. și avem senzația că nu avem nevoie de specialiști pentru că le știm noi mai bine. Și cineva îmi spune, e, dar ce mai un nu-mi rezolv eu problemele psihologice singur am nevoie de ce. Și azi, zis atunci a condus și avionul singur, repară și chiuveta singur, ca asta înseamnă că fiecare vine cu menire pe pământul ăsta. Fiecare exact. știe mult mai bine. Coachul, de exemplu, sau psihologul, e oglinda ta pentru că tu nu poți să te vezi singur. Și ai nevoie de cele mai multe, de cele mai multe ori, ai nevoie de o oglindă să poți te machezi sau să, să poți să-ți aranjezi părul. Și până la urmă e foarte dificil, chiar dacă le-ai le ști le pe toate, ai 24 de ore, n-ai cum să apuci să le faci pe toate. Dar nu suntem cu Noi nu am venit cu toate calitățile pe pământ, Raico. Că dacă... nu. Asta clar. Nu, absolut. Deci venim cu o calitate în principal și cu altele mai mici și una lipsă totală. Adică, uite, de exemplu, eu cu partea tehnologică mă muncesc eu ceva, dar se vede că nu am talent acolo. Adică eu ce înseamnă tehnic este foarte greu. Și chiar dacă depun un efort mare, rezultatul este mic. În schimb, tot ce înseamnă mintea umană este o joacă pentru mine. Adică este ceva frumos, este ceva care până not liniștită să zic da, așa, da, da. da? Și atunci îți dai seama cu ce ai venit pe pământul ăsta și acolo ai de exploatat și explorat și îți dai seama cu ce nu și nu trebuie să-ți să-ți ridici lucrurile care nu ai venit cu ele la rang de bun. Că atunci pierzi timpul. mă estrește într-un lucru care ți este foarte ușor și foarte binevenit cu o virgulă. Și repet, o virgulă foarte mare. Scopul pui să faci lucruri care îți plac da de acord cu lucrul ăsta dar în drumul tău de la unde ești până la scopul pe care l-ai, dacă nu ești dispus și asta scrie și în carte să faci lucruri când nu ai chef dar care sunt în drumul tău spre acel așa, scop așa este. Așa? niciodată nu o să ajungi la acel scop dacă vrei să faci doar ce îți place când îți place, cum îți place uită de succes, uită de viață bună uită de lucrurile care ți le dorești, pentru că un sportiv când vrea să ajungă la o medalie de aur el nu o să mănânce ce vrea, nu o să se antreneze când are chef, nu o să stea în cluburi și o să bea și o să zică că mă duc să iau medalia. Deci trebuie, în drumul nostru, da, scopul să fie ceva care îți place. Clar. Corect. Dar, în drumul tău până la acel scop trebuie să fii dispus să te disciplinezi să te trezești și că nu ai chef să te duci la întâlniri și când vrei să te duci în altă parte, să nu te duci în club când ai ceva de făcut în seara aia și așa mai departe, adică păi, trebuie să înțelegem bine lucrul ăsta Că adică e acel principiu, știi, și Yin și Yang până la urmă pentru că dacă am trăit viața în roz, n-ai nicio provocare n-ai ce învăța n ce să construiești exact. de aici. Doar am vorbit că e un, un da. joc cu, cu niveluri da. în care trebuie exact. să le treci. Exact, dar atâta timp cât tu ești aliniat cu autenticitatea ta, asta nu înseamnă că ești scutit de provocări. No, din potrivă. Dar, dar ceea ce o pot să spun că observ este că treci mult mai facil, cu mult mai mare ușurință printre ele. Găsești soluții mult mai rapid pentru că ești acolo cu tine, în talentul tău, în menirea ta, în misiunea ta, în autenticitatea ta. Așa este. În momentul în care nu ești acolo, acolo lucrurile se complică și constat că marea majoritate a populației de pe planeta asta nu este acolo, aliniată cu pentru că suntem de viață, în primul rând, de la educația pe care o primim, suntem de viață să ni se spune ce avem de făcut și noi vrem ca și copil să facem autenticul nostru. Oamenii ne au de râdere, învățăm să ne fie rușine care nu există, învățăm să ne simțim prost în pielea noastră cum suntem, să credem că suntem defecți. No. Și atunci este foarte greu uh, să, să te readuci în acel autentic. Ce înseamnă autentic? că tot vorbim și am vorbit o grămadă despre el noi punem mâși să fim acceptați și înseamnă alte rego, adică un alt eu care vrea lumea să vadă. Autenticul ne este rușine cu el că avem senzația că e vai mama lui și că nu cumva se lasă la suprafață cine sunt, ce simt, cum vreau. Cumva, practic, este vocea intuiției, vocea Sufletului, care este singura care știe ce ai de făcut, de ce ai provocările alea. Nu e niciodată Sufletul rupt că te-a lăsat Ionică, pentru că știe că trebuia să treci prin aia. Ăla este fake-ul lui ego, că te-a lăsat Ionică. Deci, alea sunt măștile de fapt că doar alea dor, sufletul știe că ai provocări, dâmburi, Corect. lucruri ca să scoți calități pe care nu le cunoști și știe menirea ta, știe să te ghideze, dar noi ascultăm de părerea celorlalți, greșit ascultați de părerea unui specialist maxim dar în rest, fă părerile tale, lucrurile tale că vor fi în drumul tău și avem două voci adică nu ne-a făcut o ușoară Universul, mm -hmm. ne-a dat vocea minții care este vocea celorlalți înregistrată unde am învățat cine am fi, dar nu suntem, unde am învățat personalitatea noastră, dar nu e a noastră. Vocea minții te va critica mereu și va spune mereu că nu ești destul de bun, nu ești unde trebuie, nu faci ce trebuie. Vocea sufletului te susține, te încurajează, îți spune că ești unic, ai un ADN unic, că și na ta e unică, că nu ai de comparat cu alții că poți să te compari doar cu tine. Și vocea sufletului nu vorbește prin cuvinte. Nu-ți dă explicații. Deci, sunt câteva lucruri după care să recunoști intuiția. Intuiția spune nu te duci acolo, nu te duci acolo. Dar nu-ți spune de ce să de nu... ce? Vine Corec. mintea. Nu, no, trebuie să mă duc, e șeful și se supără și începe cu explicații și să... și te duci acolo și iese. Nu, plăcut. Intuiția nu dă explicații. Spune scurt Așa ce ai de făcut și nu-ți dă în cuvinte Eu am redat în cuvinte, De o senzație. Corect. E o, e o trăire, care un strângere de apare stomac. fie, în stomac, fie, la, nivelul fie la nivelul gâtului, că ai un exact. nod în gât, fie exact. la nivelul exact. inimii, că simți gheară pe inimă. Da, da. Când e senzația de bine, e dilatare. de coaste. Asta este vocea sufletului. Senzațiile pe care nu le ascultăm. Busola care ne duce extraordinar de bine. Păi știi de ce? Pentru că, până la urmă, toată educația pe care o primim, Întotdeauna ne orientează spre uh, parametri externi, nu spre parametri interni. Exact. Știi? Exact. Asta este. Nici la școală nu te întreabă cum te simți, da? Uh, te întreabă cum și, a fost și la, la școală. de la școală când vii vi întrebarea care am urât-o toată viața. Și noi toți ne-am prănit și ne-am făcut uh, varză. Cum a fost la școală? Cum să fie? Ce ai făcut la școală? Eu am învățat asta, am dus la cursul de parenting și de la clasa a doua, a treia, mm. când întrebam copiii, doar, cum te-ai simțit astăzi la școală și ce să vezi? Da, M-am ajutat cu pune, și pune alte -am... întrebări. Da. Știi? Și asta extrapol... Ideea este să extrapolăm chestia asta ca și exponență, pentru că nici eu nu întrebam cum a fost la școală. Uh, pentru că răspunsul e scurt. Bine. Da, exact. Punct. De, și s-a terminat povestea. Să spună. Da? Dar dacă întrebi cine ce-a făcut... Cum ai simțit? Uh, care a fost dispoziția? Ce ți-a plăcut la ce școală Ce s a plăcut? Ce nu ți-a plăcut? Să te -ai și așa, cu cineva. Exact. Deschizi o cu totul altă cale valorică și de comunicare. Știu, dar ar trebui dar să. Dar în special să-l întrebi cum te simți. Exact, exact. Pentru că atunci, uh, știi, asta am învățat. Am învățat, nu știu. Uh, m m am avut senzația că toată copilăria mea și tinerețea mea am învățat ca să am note mari, ca să-i fac pe părinții mei fericiți. Doamne, ce rană! De ce? Pentru că uh, atunci când aveam o notă bună, erau bucuroși, dar de scurtă, dar... <laughs> știi Și când aveam o notă medie sau slabă, mă, era nasol și nasolul ăla avea o durată foarte mare. Uh, și atunci... Plecând de acolo, ca și lecție de viață, nu l-am întrebat pe fiul meu, pe Tiberiu niciodată de notă. Oricum o să aflu. Da? Singura întrebare și ceea ce a învățat el este să vină să-mi spună și singura întrebare care o puneam este dacă ești mulțumit. Și prin asta aruncam mingea în curtea lui înapoi. Da? Tu, dacă ești mulțumit de evaluare de care ai primit-o. Eu te iubesc necondiționat. Indiferent de nota. Ai picat? Ai picat foarte bine. E ok. Nu schimbă sentimentele mele, nu schimbă părerea mea Îi despre schimbă tine. schimbă doar sentimentele lui, cum ai da? zis bine. -ai și bine. Și ideea este la ce te lui. raportezi tu. Și atunci ideea este tu cum se zice. De ce? Pentru că prin această întrebare, ideea este înveți pentru tine, nu pentru mine. Exact, exact, exact. Și tot ceea ce înveți în viața asta, înveți pentru tine. Și de aceea recomand părinților, opriți-vă din a cere copiilor sau altora în note sau de a-i evalua prin tu ești de nota 5, tu ești de nota 7, știi, avem această tendință de e, a evalua sau de a ne evalua. Da, apropo de răni pe care vezi, mm -hmm. le primim printr-o singură întrebare de da, cele mai da. multe ori, pentru că suntem valorizați datorită unui nume. E repetitivă. Da. Și repetitivitatea asta Creează, la nivel un subconștient, un program. program. Și ne, ne mai vorbim că, de fapt, și la nivel cerebral creează. deci, dintre neuroni se creează conexiunile alea care sunt acolo. Cu cât repetitatea și emoția este mai puternică, cu atât conexiunea este mai mare. Și devine o dependență, devine o obișnuință, devine un program. Exact. Chiar exact. nu numai la nivel mental, ci și la nivel cerebral. Și uite, așa învățăm și să mințim. Mm -hmm. Pentru că ne simțim atât de rău când suntem certați pentru o notă și ne simțim atât de Devalorizați în momentul da. ăla, încât de multe ori, ca și ele fiind, nu spunem nota 4 sau nu spunem că profesorul nu știu ce doi da. ți-a dat, că n-ai fost atent și așa mai departe. Și acolo suntem nu ca o scuză, dar da. te dezvolți ceea ce nu ești. Îți da. dezvolți alte instrumente pe care nu le ai. Uh, Tocmai în cartea Metoda CER, care este foarte subțire și are un sens pentru care e subțire, mm -hmm. îmi plac lucrurile foarte concentrate care te Ajută în viața asta, rapid, să te ducă într-un alt teren. Pentru da. că noi credem că trebuie să scoatem fiecare măseluță, să zic așa, stricată. Mm -hmm. Dar dacă tu nu o mai folosești, ea se dezintegrează singură, adică ca un care nu-l folosești, se atrofiază. Deci, trigărele alea care ne duc mereu în răni, în momentul în care da. înveți să faci. O scurtătură și să Cor nu mai folosești, pentru că noi suntem ca o jucărie, să zicem așa, și avem niște butoane pe care cântăm, în sensul că țipăm, urlăm, ne enervăm, să un cap de clown, da. da? E, Cu cât ai reacții mai mult, cu atât toată lumea vine și apasă că e distractiv ca ai reacții. În secunda Salut. în care înveți să fii proactiv, nu să te controlezi ci să privești lucrurile din altă perspectivă, din pașii pe care îi spuneam, și mă rog, mai este un pas acolo de cele șapte minute în care mm -hmm. să stai cu tine în fiecare zi care ajută enorm. Eu nu zic doar șapte minute, dar ai minimum care da. să te ajute, că mulți dintre noi muncim, muncim sau facem, citim, ne dezvoltăm, mergem la cursuri. Dacă un pictor ar picta într-una, într-una și n-ar face un pas în spate să vadă pictura lui, N-ai cum să te corectezi, n-ai cum să faci mai bine lucrurile alea pentru că azi. le faci pe același nivel. Avem nevoie de un moment în care ne dăm puțin în spate de la viața pe care o trăim zi de zi și o reevaluăm și o refacem și o privim dintr-o altă perspectivă. Deci avem nevoie de alea șapte minute, mai ales când am întrerupt mai maimuța din gândirea negativă. <gânt> și nu avem nevoie să Scoate, stai că am avut rana cu mama, mă duc și mă cer cu mama. Nu! Din prezent te duci cu alt gând și o altă perspectivă spre trecut, asta înseamnă metoda cer, și rezolvi mult mai ușor în calup modul exact. sub care vezi viața. Și înveți mici metode în care te duc direct la a fi prezent în viața ta, la a binecuvânta tot ce a fost mai rău. Și o să-mi spui, dar cum să binecuvântez, Doamne ferește, dacă cineva m-a bătut sau a fost un viol sau Poți să binecuvântezi acele momente pentru că te ajuți pe tine să te eliberezi din cușca trecutului și să trăiești prezentul, pentru că trecut nu e egal prezent și nu e egal viitor. Da. Nu trebuie să ne ducem în spate acele lucruri. Și de aici uh, mi-a plăcut foarte mult uh, Menis Iusri, care zice, lăsați părinții în pace, că toți da. aruncă vina pe părinți, <laughs> și, da, din cauza lor, părinților, bunicilor, ci lăsați în pace împăcați-vă cu voi. Și despre asta este vorba până la urmă, să te împaci cu tine da, în prezent. Eu am o, o idee Şi... să așa o metaforă. Spun așa: părinții ți-au pus o vestă cu dinamită pe tine. Că atât au primit și ei de la părinții lor, adică bunicii tăi și bunicii da. tăi de la părinții lor și tot așa. Că nu cap și nu e coadă. Și dacă am înțelege că toți ne-au dat tot ce au avut, dar tot ce au avut au fost frustrări, violențe, lucruri care ei le-au primit la rândul lor, te naști ca un cont de bancă gol și părinții pun acolo tot ce au ei pentru că te iubesc, dar tot ce au ei da, Totul totu e din dragoste. Totul e din dragoste. Dar e atât au că nu poți să te înveți un părinte japonez dacă n-a primit japoneza. Ar trebui el să studieze ceea ce nu exista pe vremuri. Da? Exact, corect. Și atunci, dacă tu înțelegi că ți-au dat tot ce au avut, dar dacă tot ce au avut a fost violență și lucruri, ca și când ei au primit o veste de dinamită și atași știa că ți-a pus-o și ție cu un cod, dar tu devii responsabil să o dezamorsezi, nu să cauți cine ți-a pus-o că e deja pe tine, e în exact. tine, lucrezi te duci, zi de te zi duci cu ea. Te duci te cerți. Vestea, vestea, nu da, nu de și te cerți că și explodează vezi? de fiecare dată și îți rupă da. bucată din da. tine. ca asta face. Da, avem programe destructive, dar ești responsabil tu, adultul, să le rezolvi. Tu, copilul, nu. Dar tu, adultul, da? Absolut. Ești responsabil de acea vestă, Nu contează cine a pus-o. Mama lui Ștefan cel Mare. Exact. Mai contează cine a pus-o. E pe tine. Nu poți să o scoți și îți afectează viața ce înseamnă asta, mi-asum responsabilitatea. Și când îmi asum responsabilitatea că eu îmi crez realitatea, vin și alții și vor să-ți asum responsabilitatea și pentru ei. Cumva de mm. vi-lider, da, da. automat, pentru că mulți dintre noi nu ne asumăm această Așa responsabilitate de crearea realității în proprie. Mm. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că tu o creezi fizic, înseamnă și asta, dar asta e la un alt nivel. Mm. Dar înseamnă perspectiva din care tu privești realitatea, îți creează viața ta și vă dau un exemplu destul de impactant. Dăcem deci, două poști aici îndrăgostite, maxim decât un băiat, n-ai nicio legătură în caz cu celălalt, dar faptele sunt aceleași. Și băieții le părăsesc pentru altele și ele și văd pe băiat la cinematograf cu altcineva. Una dintre ele interpretează eu nu pot să trăiesc fără unică și ștaie venele, din păcate înseamnă mm. moarte și există da. o grămadă din de aceste cazuri, din... cazuri da. reale și cealaltă te plânge, curge rimelul, dar se machează din nou, zice o să găsesc unul și mai bun și -a, mai mi-e dor de Georgică, dar o să fie bine și o să găsesc unul și mai deștept și mai dezvoltat personal și da. mai bogat și asta face și asta se duce în viață deci voi la aceeași realitate noi credem că ne impactează ce au făcut părinții credem că ne impactează ce face guvernul, credem că ne impactează ce face vecinul că Dudu ești ne impactează interpretarea exact. noastră asupra lucrurilor, ne Modul creează iad sau rai percepția, interpretarea semnificația, Bun. avem o grămadă de cuvinte și ea se cuvinte. poate schimba pentru că este a ta Bravo, e 100% în mâna ta. Asta înseamnă revendicarea propriei puteri de a crea realitatea. Realitatea este emoțională, deci e doar în interiorul tău. Realitatea nu o poți să percepi altfel decât emoțional. Îmi place, nu-mi place. Astea sunt emoții, mă enervează, mă face fericită. Ei, știi, eu dau din când în când acest exemplu că, cu tsunami. -ul. Uh, pentru oameni și pentru omenire a fost o tragedie, pentru că au murit 250.000 de oameni, pentru planeta asta a fost un strănut. Corect, nu, nimic corect, altceva. corect. Sunt două perspective total diferite. Pentru, nu știu, ceilalți uh, animale și așa. Vreau a să fost o da zguduitoare și nimic altceva. Care pe mine m-a zguduit ef efectiv weekendul ăsta. ăsta. Uh -huh. Uh, aproape toată viața mea am suferit foarte mult că mama de, de la 11 ani a plecat cu altcineva și nu m-a mai vrut în viața mm -hmm. nu că nu m-a vrut în viața ei, nu m-a luat să mă crească mai mm -hmm. departe și am condamnat-o 40 de ani am suferit și eram foarte neîmplinită, eram un om nefericit din cauza asta, găseam scuza asta că pe mine n-am avut o mamă să mă da, crească și n-am cunoscut mm -hmm. o grămadă de lucruri și că m-am autoeducat și așa mai departe noi eu locuiam în Hunedoara. N-am fost de 30 de ani. Weekendul ăsta m-am luat copiii și am fost în Hunedoara. Cu respect și iertare față de acest oraș, era un oraș fantomă. Deci n-au făcut nimic, e tot un dărăpânat, este o sărăcie și orașul vai mama lui. Ar trebui să-i pup picioarele mamei că a plecat, că tata când aveam 14 ani a zis, M-am emoționat. Vreau uh -huh. să merg la fratele meu care stă în București, că mi-e foarte greu singur și hai să mergem lângă el să trans, uh -huh. să mă transfer și și-a luat un transfer, ne-a dat un apartament prin transfer și am venit în București când aveam 14 ani la clasa 9 -a de liceu iar eu dacă mama mea nu pleca, aș fi fost și acum în acel oraș, vai uh -huh. mama lui, n-aș fi avut viața pe care am avut-o, n-aș fi căuciul care sunt, exact. n-aș fi avut toate bucuriile și uh, lucrurile extraordinare pe care le-am avut dacă mama mea nu pleca. Doar că nu pot să vezi tot puzzle-ul exact. și de cele mai multe ori blamăm. Lucruri care, da, sunt dureroase pe moment, ca un medicament care e amar sau injecția care doare, dar care face extraordinar de bine. Deci, nu mă mai îndoiesc că viața lucrează pentru noi și nu împotriva noastră, chiar dacă ne aduce lucruri care nu ne plac. Da, eu de-aia spun, orice șut în fund este un salt înainte, nu este un pas înainte. Eu zic că orice provocare e o oportunitate ca să nu mai dăm șuturi. Viața o să-ți le dea, adică atunci când vorbim de adulți, o să ți le dea dintr-un motiv foarte simplu. Ai tu stat să pe loc. Exact. N-ai mișcat. Exact, spunem -mi același lucru. Da. Și atunci, normal că o să-ți dea acel șut, acel brânci. La început o să fie un brânci, dar tu o să stai puternic acolo, neclintit. Dacă și, și când o să o mai dea o Da, și când ți-o dă, atunci ați mai rupe și oase, probabil, știi? Da, pentru că n-ai înțeles. Că -ai înțeles mesajul. Că, de fapt, Viața noastră e necesar, trebuie, nu-mi place acest cuvânt, dar trebuie să fie o evoluție continuă. Așa e. Asta e sensul vieții. Și nu, nu există final, știi? Mulți, oamenilor li s-a inoculat această idee că uh, lucrurile, uh, ai pauză când ajungi la pensie, știi? No. Și am zis, eu nu mă pensionez niciodată. E adevărat, nu vreau să. Plec definitiv când sunt pe scenă să nu-i sperii pe ea de acolo. Dar uh, conceptul ăsta de a te știi este exact după aia oamenii fac aceasta, acest semn de egalitate, ok, am casa, am mașina, copiii yeah. sunt aranjați, e, acum pot să stau. Nu, nu pot să stai, pentru că am nu citit ești o statistică. menit să stai. Am citit o statistică că oamenii care sunt la pensie și nu mai fac nimic, nu se da? mai simt folositori exact. și nu mai se bucură de lucrurile care sunt în prezent și încep. pe vremea mea era mai bine, pe vremea mea nu știu ce, ei ne mai bucurându-se de nimic, se degradează creierul foarte repede. Absolut. Și și mori foarte repede Pe dacă -te, nu mai până faci la 65 lucruri. de ani la bărbați da. de exemplu, da, la până la 65 de ani ești acolo, prezent, ești în acțiune. Da, și, și dintr-o dată, dintr dată nu mai faci cum te trezești cu 10 ore în plus. Nu. Pe da zi, știi? Wow, cu ce să le umplu acum mai ales că bărbații sunt action adică femeile sunt mai pe listening adică ascultare, dar bărbații sunt pe ac acțiune exact. și oricum nici femei nici bărbați trebuie să înțelegem că avem nevoie să contribuim la viața asta până murim, până nu mai existăm și altă Așa existență este. o să mm -hmm. facem la fel uh, nu o cunoaștem da. dar sunt sigură că există și uh, Trebuie să ai mereu în, în cap să ajuți, să fii mm -hmm. folositor la ceva și mai ales să înveți lucruri noi. De ce? Neuroplasticitatea creierului înseamnă că celule noi neuronale se nasc și devii mult mai verde sau stai foarte bine la creier dacă înveți lucruri noi. Corect. Că e o limbă străină, că e Orice, un împletit. computer, un pletit, un vopsit, Orice. un pictat, un ciofiel. Dacă e ceva nou imediat, încep Absolut. din celule STEM care. Le producem câte 500 în fiecare lună, să le folosim și să se reînnoiască acest, aceste celule ale creierului, și rămânem verde. Mama mea, din păcate, are demență senilă și recunoaște personajele, adică când își recunoaște fica și nepoatele, dar. După o secundă, nu mai și-aduce de mm. că eu am plecat și tu vii și a fost fiica ta la tine. O să spună nu. Nu. No, că no, că no, tot no. ce înseamnă prezent mm. este cancelat hmm. și șters. Da. Și este o, o durere imensă când nu poți să îi spun lucruri și cumva pe moment hmm. le percepe, dar ea după o secundă de nu aia. mai are nicio legătură hmm. cu acele lucruri. Și atunci, haideți să ne menținem cât mai bine. Și cum facem asta? Deci, 1. Să nu mai descărcăm atâta cortizol De ce? Hormonii de fericire stau doar patru ore și trebuie să muncim pentru ei. Hmm. Deci după da. 3 minute efectiv ne uităm la ceas și binecuvântăm situația respectivă, chiar dacă nu înțelegem pe moment a venit pentru tine și nu împotriva ta și Absolut. vei vedea imediat oportunitatea pentru care a venit, nu trebuie să înțelegem, trebuie să sărim acest pas de a înțelege fiecare lucru. Da, noi căutăm de fapt explicația da. rațională. Și atâta timp cât ai explicația nu o să ai soluția. Deci, mare atenție, cât timp căutăm explicațiile lucrurilor, de asta eu am trecut de la rezolva mai pe rapid înainte, pentru că explicația înlocuiește soluția. Niciodată, dacă tu ai explicații, nu ai și soluții. No, nu se poate absolut. în același Sunt la 180 de grade uh -huh. în terenul ăsta. Și în momentul în care nu-ți mai dai explicații, nu mai vrei să înțelegi, mare atenție, toți căutăm, vreau să înțeleg de ce fac asta. vreau să... Nu, nu vrei să înțelegi, vrei soluție. Și tu cauți într-un teren greșit de explicații, da. de la mama, de la tata, din trecut. Nu, da, du-te la soluție și se foarte vindecă. foarte interesantă este că, de fapt, când ajungi la soluție, începi să înțelegi. Da, exact. Știi? exact. Este fix invers. Știi că este cuvântul univers, mm -hmm. care înseamnă universul, da? da? E, de fapt, o explicație de ce suferim și anume... Un invers. Tot ce am fost învățați și pot să-ți da. dau multe exemple, mm -hmm. sunt inversate. Asta am încercat să fac în cartea mea, este ca un manual de instrucțiuni de funcționare a ființei umane cu cât am putut da. să descoper da. și foarte multe lucruri au fost inversate. Și de asta, atunci când ne învață, de exemplu, școala, este un lucru inversat, pentru că tu ești unic, ai venit cu niște instrumente unice, cu un talent unic și acolo toți suntem uniformizați. Nu știi română și matematică, nu ești bun, ca să nu zic alt cuvânt mai dur, da? Corect, și atunci tu azi. care vei fi vi viitor violonist sau vei fi, nu știu, designer sau chirurg. orice altceva, chirurg și n-ai nevoie de lucrurile alea, da? Ai nevoie de altele. Normal că tu nu ai venit cu calitățile alea și tu ești deja catalogat. Cu o etichetă frumos pusă și pierzi talentul tău. Deci este un lucru inversat. N-am nimic cu fotbaliștii, dar plătim milioane, zeci de milioane unui fotbalist care nu contribuie neapărat la dezvoltarea omenirii și un profesor care contribuie generație de generație și nu sunt profesoare, deci nu țin cu profesorii sau ceva, nu. este plătit cu un salariu mizerabil. Aici. Aici, da. Dar în general. Pentru că sunt alte locuri unde sunt plătiți foarte bine, egoist. dar sunt aleși pe sprânceană cum Exact. Se spune. Sau cuvântul egoist. Este mm. foarte greșit înțeles. Toți ne e frică să fim egoiști. Ce înseamnă egoist? Înseamnă să fac un lucru care îmi place doar mie. Dar când eu hrănesc sufletul meu schiind, să zicem, merg da. la schi, nu bucură pe nimeni, că da. eu schiez, eu cu mine. Dar eu când am coborât de pe schiuri, sunt mai tolerantă cu copiii, sunt da. mai zâmbitoare, îmi prești da. o energie extraordinară, că mă simt bine. Și atunci când înveți să ai grijă de tine, de nevoile tale, vei avea fără să faci mare lucru și de nevoile celorlalți, le vei auzi, vei fi tolerant, vei avea răbdare. Dar dacă tu nu ai grijă de tine, doar te sacrifici pentru mamă, pentru copii, pentru lumea din jur, vei ajunge un om frustrat, bolnav, supărat și nefericit. Deci, încă un lucru care ți este dat inversat. Apropo de ce ziceai de copii, când vine copilul prietenul copilului tău, nu știi cum să-l tratezi mai bine. Dacă a căzut, vai, ce ai pățit, s-a întâmplat ceva, a uitat umbrela la tine, fuci cu ea, să nu că mă, s-a plouat. Dacă e copilul tău, îi dai și una peste cap, o să-ți uiți capul. Că nu da. Cum cu copilul da. tău te poți mai urât decât cu copilul altă. Deci, toate lucrurile care suntem învățați este sas. Și ultimul, Ultimul, mă rog, că nu avem noi timp da. acum, este extraordinar de impactant ce o să spun acum. Am fost și suntem învățați să fim realiști. Oh, da. Realist înseamnă să subliniez că în momentul ăsta mi-e rău să subliniez că sunt săracă, să subliniez tot ce nu-mi place. Ce înseamnă când gândesc la lucruri prezent? Să pun încă o sămânță care va crește că e doar sămânță, mm, gândul așa. meu, și pentru mâine să fiu sărac și pentru poimine. Și dacă noi am fi fost doar realiști, în 2023 am fi fost în peșteră cu măciuca oh, pentru că am absolut. fi fost realiști fără imaginație și creație de viitor. Noroc cu inventatorii trăiască ei și să fie binecuvântați că ei n-au fost realiști. Nici când au inventat racheta, nici când au inventat avionul. Și atunci... Nu mai sublinia lucrul că pui să lucru lucrurilor care nu-ți place din prezent și ești realist, eu n-am bani de mașină. Pune să nu știu cum, dar o să am și o mașină în curând. Exact. Simt așa că Universul exact. mă ajută, simt că fac eu ceva, exact. simt că îmi o idee, simt că merit, simt că se întâmplă ceva, știu sigur că uh, pot avea. Și atunci, plantezi un lucru care este alt viitor. Dacă eu doar subliniez prezentul, ar, ar, o să fac trecut egal prezent egal viitor. Și atunci eu n-am cum să din sărăcie, n-am cum să din singurătate, n-am cum, pentru că sunt realist și subliniez realitatea de acum. Dar ce a făcut? Frați, ce au făcut frații Roy? Au subliniat realitatea, băi, până acum 5.000 de ani, omenirea n-a inventat nimic să zboare. Eu te în cartea de fizică de acum să realist, scrie. Nu poate să stea nimic, asta scria în cartea lor de da, fizică da, din 1900. Da. Nu poate să stea nimic în aer cu o densitate mai mare decât densitatea aerului din cauza atracției pământului. Păi dacă ne luăm și suntem realiști, hai să ne vedem de treabă, că nu putem inventa avionul. Exact. Nu putem Noi asta facem zi de zi. M-aș lua un bărbat, gata, am făcut-o, mă Toți bărbații. E o femeie pe interes, femeile pe <laughs> toți interes. Toți porci. bărbații Toți bărbații <laughs> Nu, nu mai sublinia lucruri care nu ți-au da. plăcut. Creează, Aici mm. vine finalul metodei cer. Punctul, diamantul. Mm creează în fiecare zi, prin semințe, prin gândurile tale, lucrurile pe care vrei să le trăiești. Nu fi realist. Te doare capul, nu mai spune te doare capul, mm. spune mă doare capul, dar întrece în 3 secunde. Sunt, n-am bani acum, n-am bani, dar simt că vine ceva, simt că o să vină mulți mm. clienți, simt că o să vină o idee extraordinară care o să investească lumea, nici măcar nu trebuie să crezi în ea. Da, da. Vă vând un pont. A. Nu trebuie să crezi. De ce? Dacă faci acțiunile către lucrul ăla și tot îl scrii și îl gândești, n-are cum să nu iasă. Corect. Corect. Pentru că o sămânță, dacă eu îți dau o sămânță de vânătă și n-ai văzut niciodată, dar spun, mă, cu plantează-o, udo, și tu spui, bă, că nu cred că... Ai senzația că dacă tu nu crezi, nu crește vânăta. Ia să da, vezi tu crește. Da, dar dacă o, o plantezi și -o, ud, o să crească. Acțiunile conform valorilor, exact. da. Acțiunea primează gânditului. Și atunci când gândim că nu avem energie, că nu mai putem, că ne-am săturat, că alții ne abuzează, da. Acțiunile trebuie să fie diferite de aceste gânduri. Mă duc la muncă, devin cel mai bun și o să se bată firmele pe mine, chiar dacă nu mă tratează bine la serviciu la chiar dacă nu dă banii care trebuie. Deși mi-e frică de avion, mă urc în avionul ăla și mă duc și zbor și fac lucrul chiar dacă mi-e frică de sărăcie. Investez niște ultimii bani pe care am într-o idee care mi-a venit. Da, da, clar. Care e diferența între un om obișnuit, să nu zic loser, uh -huh. și unul de succes. Că și ăștia, și ăștia au frici, și ăștia, și ăștia au blocaje mentale. Absolut. Dar asta acționează în pofida fricilor Sfânt. și în pofida uh, simțului că mi-e frică că pierd banii. Ăsta s-a blocat și n a mai făcut nimic. Și atunci, nu ascultăm emoția. Mergem și plantăm gândurile și facem acțiunile conform valorilor noastre. Gândurilor și valorilor. Exact. exact. De ce face excelent de bine? Sunt excelent de bine de fiecare dată când stau cu tine, mă îmbogățesc, îți spun Mulțumesc. sincer din toată inima și uh, felicitări că faci acest lucruri pentru oameni. Asta înseamnă iubirea ta pentru oameni. Ți-o recunosc eu, ți-o mm. la rogen. Mulțumesc. Uh, și mă bucur și sper că și tu ai citit cartea mea, că ți-am dat-o cadou. Așa. Uh, și o recomandare pentru cei care ne urmăresc. Să pășească pe drumul lui Excelent de Bine. Recomandarea este întotdeauna Că ceva te deranjează Tot în interiorul tău Și vinde Că toate vin doar de acolo Exteriorul este un desen animat Splendid Bolul cu surprize oh, O intenție frumos, Un o mesaj intenție, o intenție, o intenție, Și hai să și citim mesaj. mesajul oh. Desfăl... Oh, Ce legat e ca un cadou păi, da. Clar e așa. Este un cadou Sper că ai scris de un lungi. strop mai mare așa uh, Cum o fi <laughs> <te ajut>. so, <laughs> I, but, no. There is the force in the universe which the you permit, permit it you permit, through us and produce miraculous Result, results. Uh, e foarte frumos și să-l traducem că există mm -hmm. o forță în Univers care permi că atu că atunci când tu permiți să curgă prin tine, adică te aliniezi valorilor tale no, și no. nu mai asculti părerile celorlalți și te aliniezi mm -hmm. la ceea ce vrei tu, chiar dacă e împotriva mm -hmm. tuturor, da. pentru că oamenii au schimbat omenirea, care exact. n-au ascultat când le-au spus alții că nu sunt buni. Uh, atunci o să ai miracol în loc de rezultate. Da. Adică sau niște rezultate miraculoase. Cumva a concentrat tot ceea ce am spus noi în acest exact. podcast, dacă mă întreb Spus mine. de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, Un om da. care a, a schimbat doar lucruri, foarte, a schimbat și care a, hai să zic așa între ghilimele, spus, am vins un imperiu fără să tragă un glonț. Așa este. Îți mulțumesc, Cerasela, pentru prezența ta și eu recomand să căutați cartea Cer și să o comandați și să o citiți și să puneți în practică tot ceea ce o să regăsiți acolo și în alte părți. Acționați! Acționați! Este doar pe site-ul meu CeraselaRogen că uh -huh. editurile ți-au 97%. <laughs> punct, punct, Cerasela.ro .ro. Oricum, regăsiți informația în descrierea de sub podcast, acolo în descriere, o să găsiți linkurile, toate informațiile mulțumesc. necesare ca să o contactați pe Cerasela sau să comandați cartea. Uh, mulțumesc încă o dată și, și o cu siguranță ne astfel. mai vedem. Dragilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, acesta a fost episodul de astăzi, dar până ne despărțim, dați click pe acel buton roșu pe care scrie subscribe sau uh, abonează-te, de fapt, ca să primești informații de fiecare dată când post, postez ceva nou pe acest canal de YouTube, pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, faceți excelent de bine!